Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu moduri. Ei bine, astăzi v-am pregătit un mod foarte, foarte tare. Ei bine, astăzi suntem Ghost Rider. Cu toți ați văzut filmul Ghost Rider, sunt sigur, e cu Nicolas Cage când nu știu ce a pățit și e în flăcări și are o motocicletă șmecheră și căcat. Ăsta suntem noi, doar că ne-am pierdut motocicleta, ceea ce e foarte nasol. Dar avem un noroc pentru că am găsit motocicleta asta. Nu e o motocicletă, e un monowheel, practic e un vehicul pe o roată. Nu prea știu eu cum o să mergem cu chestia asta, dar na, o să încercăm. Bun, deci aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat pe acel buton de like, să strângem 2000 de like-uri la acest episod pentru acest vehicul foarte, foarte, foarte dubios. Practic e o roată, nu știu cum mergem noi într-o roată, dar mă rog, ziceți voi că nu arătăm badass la modul cel mai serios. Partea tare e că putem face wheelie foarte ușor, pentru că n-avem cum să cădem pe spate, nu? Adică ăsta e și scopul. Adevărul e că e un vehicul foarte, foarte bun pentru trafic, pentru că e mai subțire decât mâinile mele. Deci, vedeți, ghidonul e mai lat decât motocicleta în sine. Ceea ce e foarte bine, adică în București, știi, la ora de vârf, seara la ora 6, pe la Unirii, pe acolo, când e haos, îți ai o chestie din asta, ești nebun la cap, îi faci pe toți. Ce bicicletă, ce motocicletă, să vii cu o chestie din asta. Credeți-mă că eu habar n-am pe unde mă duc. Ei bine, hai să vedem cât de rapidă e. Dacă activăm boost-ul, ia uite-o, ia uite-o, ce ziceam, n-avem cum să cădem de pe ea, vedeți? Ia uite, ia uite, uite cât de tare, vedeți? Ia uite, ia uite. Să mor eu, zici că suntem un frisbee, ești nebun? Prea tare, ia uite. Super tare. Ok, deci am ajuns aici, pe rampa asta, unde sunt o groază de mașini pe care le vom putea testa. Dar putem face asta în alt episod. Deci dacă vreți să ne dăm pe rampă cu toate mașinile astea de aici, spuneți în comentarii și o vom face. Deci cele mai tari mașini din GTA 5 online sunt aici și le vom putea testa pe toate pe această minunată rampă, doar dacă apăsați pe butonul de like și scrieți un comentariu că vreți să facem chestia asta. E bine, episodul acesta vom merge cu șmecheria asta și vom vedea cât de departe ajungem. Bun, deci venim frumos. Văd că avem și niște boostere, dar nu ne trebuie pentru că avem noi boosterul nostru. Da, se glicește boosterul nostru, deci o să le folosim pe astea de aici. A fost un mic fail. Se glicește rău de tot boosterul meu, ești nebun? Ia uite. Mamă, ce e aici? Mamă. Folosim și boosterul nostru și uite cât zburăm! Woo! To be honest, a fost cam fail. Că uite, să zicem, hai să luăm o mașină, orice mașină, uite, luăm pe asta, da? Asta o să meargă foarte bine. Bă, lo. Sau nu? Ok, mi-e frică un pic. Ok. Da, vedeți, uite. Uite ce viteză avem, uite. Și cu booster, și cu accelerație maximă, ia uite. Ia uite-o pe asta, mă. Na, uite cum se stare, na. V-am demonstrat. Ia. Păi până ajungem jos, ești nebun la cap, trec 10 ani. Bă, trebuie să recunosc că am sărit destul de sus. Oh my god, doamne, câtă viteză, ești nebun la cap. Bun, deci al doilea challenge constă în a coborâ pe muntele Chiliad, ceea ce va fi destul de greu de făcut. Adică nu, pentru că o să fie foarte, foarte tare. Hai să vă arăt și de ce. Da, voiam să cobor pe acolo, dar nu contează. Faza e că eu pot să cad cu sus în jos, eu pot să cad oricum pentru că n-am ce să pățesc, pentru că sunt o roată. Adică, uitați-vă și voi cât de tare e chestia asta. Uite, cobor cu spatele, n-am nicio stres, pot să cad în cap, ia uite, opa, așa. Woo! Mamă, backflip. Foarte tare, încă unul. Ne-am oprit. Bun, mai coborâm. Oh yeah, boy. Yeah, boy. Ia uite cât am sărit, backflip. Bam, am aterizat frumos pe cea prin tunel. Hai că ne continuăm traseul, ești nebun, fii atent. Pam. Nicio problemă, ia uite prin pârâu pe aici, ce naiba e asta? Am văzut o căprioară sau ceva, lol. Uite, pe aici, putem pe aici? Mamă, putem, ești nebun? Fix pe plajă am ajuns. Uite ce frumos, fix pe plajă. Sunt curios de chestia. Dacă intru în flăcări, în apă, ce se întâmplă? Hai să vedem, lol.
Se stinge flacăra sau iau foc în apă? Hai că până mă scufund mai durează. Ah, ok, iau foc sub apă. Super tare. Ba nu, uite că mâinile nu mai mi-au foc. Nici capul. Cât de tare e asta, s-a stins. Și mă întreb oare se aprinde din nou sau așa rămân. Nu, hai că mă mai fac eu o dată așa, ia uite, gata. Am luat foc, nicio problemă. Bun, deci am văzut că putem coborâm muntele Ciliad fără probleme. Hai să vedem, oh my god, hai să vedem dacă îl putem urca atât de ușor. Nu prea cred. Sincer, nu prea cred că îl putem urca foarte, foarte ușor, dar hai să încercăm să nu-l urcăm pe drum. Hai să încercăm să-l urcăm așa, perpedes, știi cum zic, pe jos. Ia uite mă că merge. Merge destul de bine, văd, momentan. Fără drum, ia uite. Fii atent, deci fii atent că ne însem. Deci fii atent, fii atent la asta. Uite acolo e telecabina. Aha, aici gata, s-a terminat. Boanu? A, da, ok. Ia, ia, ia. Stai, nu, 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 nu. Nu, 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 nu mă las bătut. A, a, unde sunt? A, ok, da, da, super, gata. Ia, ia, hai. Let's go, oh yeah. Hai mă. Bă, nu mai e mult. Nu mai e mult deloc. Ești nebun? Ia. Nu, 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 încă un pic, haide. Nu. Stai. Hai. Băi, ești nebun. Hai, let's fuck. Nu, în jos, în pula mea de motocicletă. Da, orice aș face mă duc în jos și pe acolo chiar n-am cum. Bine, atunci, ce pretenții am și eu să urc dita mai muntele cu chestia asta, frate. Cu chestia asta, în pui mei. Doamne, auzi și tu. Da, e no way, ești nebun la cap, în niciun caz. Dar totuși, e fain să cobori cu ea, deci eu mă distrez super tare. Ia, pam. O nu. Știu că nu, stai că intru. A, intra la apă, gata. Am intrat la apă și eu și motocicleta, s-a terminat. Dacă sunt Ghost Rider, de ce să nu-mi pun gloanțe explozive, frate? Fii atent. Boom! Ia uitați-vă la asta, băieți. Gloanțe care bubuie de la băiatul Ghost. Ia uite polițiștii, bă, băieți, mă. Ia uite-l pe ăla. Mare glonț. Ia uite-l. Băiatul, hai să dansăm. Hai să dansăm, ia uite-l. Haideți, băieți, că vă aștept. Nu e problemă, eu nu plec nicăieri, eu vă aștept pe toți. Bun, deci cam aici se va termina episodul nostru de GTA 5. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, aș aprecia foarte mult să strângem 2000 de like-uri la acest episod foarte epic și foarte mirobolant de GTA 5 cu moduri bine. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!